Capitolul 7. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Bucuria lui Pavel. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, Căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre, pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi, sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile. De afară, lupte din lăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme. Totuși, acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate, voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut o cara, nici din pricina celui ce a suferit o cara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Ci, după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are o și mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu cutremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Capitolul 8. Dărnicia macedonienilor. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie. Au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor, și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru Sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Noi, dar, am rugat Petit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, Căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre, căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an, cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți dar acum de făcut, pentru ca, după graba voinței, să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre, pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtoarați, ci este vorba de o potrivire în împrejurarea de acum, prin sosul vostru să acopere nevoile lor pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris. Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. A doua trimitere a lui Tit. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi căci el a primit îndemnul nostru. Ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi. Astfel, fie având în vedere pe tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, care sunt trimiși bisericilor și fala lui Hristos, Dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră, și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Capitolul 9 Răsplata dărniciei creștine Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru Sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedonieni și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fim dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea, am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți! Cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânță sămănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de sămănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face să se roage pentru voi și să vă iubiască din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin.